Perioada fertilă este scurtă, asta îți spune biologia, în plus celulele reproducătoare feminine sunt direct afectate de plasticul care ne înconjoară și de fumat. Femeile se nasc cu un număr fix de celule reproducătoare în ovare. La naștere sunt aproximativ 400 de mii. Se consumă de la prima menstruație. În fiecare ciclu lunar încep să se dezvolte câteva celule reproducătoare în cadrul unor formațiuni cu lichid, care se numesc foliculi. Ionela Anghelescu, medic primar ginecolog. Dintre acești norocoși, una singură ajunge să evolueze, să producă un ovocit care va putea fi fertilizat. Un ovocit rezultă din pierderea tuturor foliculilor. La 20 de la fiecare ciclu cresc și 100 de foliculi. Dintre aceștia se selectează unul singur, care va ajunge la maturitate și poate fi fecundat ceilalți folicul care au pornit pe drum mor. De aceea, vârsta femei contează în obținerea unei sarcini. Celulele reproducătoare feminine nu doar se consumă, ci devin cu timpul incapabile să formeze embrion normal genetic. De aceea, recomandat este să vă gândiți să obțineți o sarcină între 20 și 35 de ani. Perioada fertilă este scurtă, fiziologic. Pe lângă aceste detalii fiziologice apare poluarea. Spre exemplu, acumulăm 500 de grame de plastic în celulele noastre. Cum afectează plasticul capacitatea a reproducătoare. Dorina Codreanu, medic primar ginecolog. Sunt microparticule care se acumulează în mediul din tot plasticul pe care îl folosim. Aceste particule se acumulează și în organism. În viața noastră acumulăm aproximativ 500 de grame de plastic în organism. Nu poate fi eliminat prin nicio metodă. Aparatul reproducător e legat de sănătatea organismului. Noi suntem programați să dăm viață doar când eventualul produs de concepție, bebelușul, are șanse mari de supraviețuire. Dacă suntem stresați și bolnavi, transmitem semnale că nu e momentul pentru o sarcină. Fumatul devansează vârsta la care apare menopauza cu 4 ani. Nu pare mult, dar dacă sunteți programată genetic să intrați la menopauză la 42 de ani, minus 4 ani înseamnă 38 de ani. La această vârstă, multe femei abia vor prima sarcină. Relatează știrile TV.ro